Bună ziua, suntem gata, da? Așa cum am promis săptămâna trecută, astăzi vă voi prezenta raportul inflației, care de altfel astăzi va fi publicat și pe pagina Băncii Naționale a Moldovei. Deci cele ce voi prezenta, cei care doresc pot să le studieze mai detaliat cu descriere în acel raport pe site-ul Băncii Naționale, care ar fi disponibil după această prezentare. Este primul raport al inflației din anul 2023, care vine să ajusteze prognozele noastre la informațiile noi pe care le-am primit cât din economia Republicii Moldova, atât și de peste hotarele ei. Voi începe cu o prezentare a evoluției inflației. Deci, inflația a atins picul în luna octombrie 2022 și a ajuns la nivelul 34,6, după care a trecut prin trend descendent și noi vedem că acest trend deja a luat o direcție care, practic, cu fermitate merge în jos. Vedem că la sfârșitul anului inflația a coborât la 30,2% și zilele astea a fost publicată inflația pentru luna ianuarie 2023, unde inflația a coborât la nivelul 27,3%. Deci este în scădere și confirmă, de fapt, prognozele noastre. Ca cifre trimestriale, deci trimestrul 3 am avut inflația 33,9 și trimestrul 4 32,1. Dacă să privim evoluția fiecărei componente, atunci vedem că toate sunt pe un trend descendent, deci după luna octombrie toate merg în jos, cu viteze diferite. Evident, și produsele alimentare, și combustibilii, dar și prețurile reglementate, vedem cu o, sunt pe un trend pronunțat descendent. Cum era și de aflat, inflația de bază este și ea pe un trend descendent, dar deoarece este mai persistentă, ritmul de scădere a inflației de bază este mai lent, dar și acesta va lua amploare în lunile care urmează și despre asta voi vorbi când noi ajungem la prognoză. Pentru trimestrul 4 2022, noi în prognoza anterioară am prognozat inflație de 32,2%, în realitate ea a fost de 32,1%, deci a fost o deviere de 0,1% față de prognoză. Deci, propriu zis, pe IPC, noi, prognoza noastră s-a adeverit. Sigur că sunt devieri în interior, pe componente. Ca magnitudine, cea mai mare e prognoză, avem prețuri mai mici la combustibil, deci inflația e cu 4% mai mică, dar ponderea combustibilului în IPC nu este atât de mare, respectiv, impactul cel mai mare vine de la produsele alimentare și cele reglementate, dar și de inflația de bază. Inflația de bază are pondere cea mai mare. Și inflația de bază, noi vedem că suntem cu 0,9%, aproape 1%, mai jos de prognoză. Adică inflația de bază, care este și componenta cea mai persistentă, noi vedem că și ea a pornit mai rapid decât ne-am așteptat noi în jos. Analizând indicele prețurilor produselor industriale, observăm că acelea tot au atins picul cam în luna octombrie, după care au pornit în trend descendent. Și asta ne confirmă doar în lucru că presiunile inflaționiste din partea pe partea de producere, din partea costurilor, vor fi și ele în scădere în viitor. Dacă acum să trecem să analizăm puțin activitatea economică, cum și-am menționat la comunicatul nostru anterior, vedem că creșterea economică a intrat pe zonă negativă în trimestrul 2, dar și mai pronunțat în trimestrul 3 2022.
Cifrele, deci preliminare, arată că și în trimestrul 4, 22 vom avea o cifră destul de negativă. Asta confirmă faptul că inflația mare și-a produs efectul asupra creșterii economice, asta s-a încetinit consumul, s-a diminuat consumul, respectiv avem și o creștere negativă. Important să tragem atenție, iată, pe graficul din stânga, acum să încerc să arăt, așa, iată aici, vedem, cu roșu este zona consumul gospodăriilor proprii, gospodăriilor casnice. Deci vedem că deja în trimestrul 3 această componentă este pe zona negativă. Ea este foarte vorbitoare. De ce? Pentru că restul ce mai avem noi aici, importurile și exporturile, aici sunt multe tranzituri prin Republica Moldova. Așa, asta e. Asta sunt importurile și atunci sunt exporturile. Tot pe palier negativ este și formarea brută de capital. Deci asta vorbește despre aceea că, de fapt, cererea internă a slăbit puternic, urmare a șocului inflaționist. Și iată aici consumul final a gospodăriilor casnice, care au ponderea cea mai mare în consumul total al Republicii Moldova. Vedem că, în termeni reali, se află în zonă negativă deja în trimestrul 3-2022. La nivelul de minus 5,7%. Vedem pe componente, deci la servicii este o descreștere și mai mare și asta se datorează faptului că oamenii au mai făcut economii de energie electrică, de gaze, de apă, de servicii. Dar vedem, da, consumul a avut de suferit. Partea dreaptă vedem sursele de finanțare. Acestea au diminuat și mai mult. În termeni reali. În termeni reali, noi suntem negativi, practic, pe toate cele patru surse de finanțare a consumului casnic. Și creditele noi, și asigurări sociale, și fondul de salarizare, și remiteri. Toate sunt în termeni reali pe palier negativ. Consumul este și el, cum am zis, negativ, deci mai puțin negativ. Diferența poate fi explicată pe mai mulți factori. Unul care noi anterior îl puneam tot ca un factor ce a creat această discrepanță este prezența refugiaților, dar probabil că aici mai sunt deja alte evenimente care vorbesc de lucruri nu tocmai plăcute în economie, și anume faptul că sunt cetățeni care recurg deja la economiile lor care le țin așa sub formă de valută acasă în apartament și care nu sunt în sectorul bancar, respectiv și acele rezerve de valută sunt puse la bătaie ca oamenii să-și mențină nivelul de consum, poate să-și achite facturile și să-și întrețină familia. Deci asta vorbește despre ce că anumite pături în societate o duc foarte greu și este absolut imperativ ca noi să relansăm procesul economic, să reechilibrăm economia. Pe de altă parte, pe lângă cererea internă netă, noi vedem și cererea externă manifestă aceleași tendințe. Deci, iată, vedem evoluția exportului de mărfuri, vedem că în termeni reali, noi în trimestrul 4-2022, asta sunt doar două luni, sunt analizate, octombrie-noiembrie, noi avem o creștere în jur de zero, ușor negativă. Deci și pe piețele externe, noi cu exporturile tot avem aceleași probleme. Deci ceea ce vedem noi pe palier pozitiv aici cu exporturi, asta sunt produse minerale, deci mai mult produse petroliere, care de fapt sunt reexporturi, deci nu este un export a produselor noastre, sunt reexporturi de produse petroliere către Ucraina. Și un alt factor care influențează capacitatea noastră de export, potențialul nostru de export, este faptul că am avut și un an agricol cu o recoltă destul de modestă, aș zice eu, respectiv, iată, vedem că exportul de produse agroalimentare pentru trimestrul 4, în primele două luni, octombrie-noiembrie, noi vedem că este
puternic negativă față de anul precedent. Bine, trebuie să luăm în calcul și anul precedent noi am avut o recoltă record, respectiv și exporturile au fost foarte mari. Totodată, alți indicatori de frecvență înaltă pe care noi examinăm, ce ne arată situația cu cererea internă, ne confirmă ipotezele noastre că cererea internă este puternic slăbită. Vedem comerțul cu amănuntul. Comerțul cu amănuntul pe graficul din stânga, de culoare maro, deci asta de jos, arată că deja de ceva timp se află în zona negativă, deci a scăzut volumul comerțului cu amănuntul, și serviciile prestate, iarăși vedeți că în luna noiembrie deja și acestea au ajuns în zona negativă. Comerțul cu ridicata și ele manifestă un trend descendent și cu servicii prestate întreprinderilor același lucru. Deci toți indicatorii vorbesc despre faptul că avem o recesiune. Sectorul, acum despre datele din sectorul monetar, aici este o evoluție a agregatelor monetare în termeni reali, creștere, deci vedeți că ele de fapt replică acțiunile și politicile noastre, deciziile noastre de politică monetară, ele se transmit imediat prin agregate monetare și vedeți că în trimestrul 4, în trimestrul 4 2022, deja suntem iarăși pe palier pozitiv pentru că noi am început să relaxăm politica monetară. Noi am diminuat rezervele obligatorii, am mai pus lichidități în piață și am mai mers în jos și cu ratele. Lichiditatea excesivă, noi vedem că ea era pe un trend descendent, acum el s-a corectat, vedem că în trimestrul 4 este iarăși în creștere, ceea ce confirmă faptul că noi deja începem să stimulăm economia, noi asigurăm suficiente lichidități în sectorul bancar, ca băncile să poată să acorde credite și să mențină economia. Asta se merge împreună cu diminuarea ratelor, care am făcut-o la ultimele două decizii de politică monetară. Ratele dobânzilor. Deci observăm aici că chiar și în primele două luni a trimestrului 4-2022, de fapt aici este, am presă că sunt datele pe întreg trimestru, noi încă nu avem un trend, nu s-a manifestat un trend descendent la rate, respectiv vorbește despre ceea că deciziile noastre de politică monetară anterioare încă își produc efectul și deciziile noastre de acum de relaxare a politicii monetare sunt corecte și ele vin să corecteze acest trend ca să avem un trend descendent și a ratelor din piață. Cred că în perioada următoare vom observa și manifestarea acestui trend descendent și pe ratele din piață. Să vorbim puțin despre ce se întâmplă în jurul nostru. Ca o remarcă generală, vă zice că în majoritatea țărilor din regiune, cele care noi, la care ne uităm, deci noi observăm că au trecut mulți picul inflației, și deja au intrat pe un trend descendent, unde mai ferm, unde mai cu riscuri mai mari, dar de fapt această tendință se observă în toate țările. Încă nu toți au început să relaxeze politica monetară, pentru că ciclul economic în fiecare țară are specificul său. La noi el se manifestă, la noi inflația a pornit mai repede, respectiv și efectele de la politică monetară s-au produs mai repede. Noi deja o vedem efectele de recesiune, respectiv la noi sunt condiții deja pentru diminuarea ratelor și relaxarea politicii monetare. În alte țări aceste fenomene încă nu s-au produs, încă mai există unele componente destul de persistente a inflației, deci alte bănci centrale vor veni probabil cu relaxare mai târziu, unele încă continuă de altfel și să mai vină cu măsuri mai restrictive. Deci, iată, aici observăm aceleași
în Polonia, Cehia, același lucru. Deci s-a trecut de pic, aparent și în România, vedem o mică schimbare a traiectoriei inflației, să vedem dacă se confirmă pe viitor, dacă rămâne ferm pe un trend descendent în viitor. Iarăși vedem țările baltice, care sunt de fapt din zona euro. Observăm că și acolo la ei ei au avut unele din cele mai mari inflații din zona euro și acum iarăși la ei a pornit un trend descendent a inflației. Așa, aici o altă serie de țări, Federația Rusă, Kazahstan, Turcia, Serbia. Vedem că chiar și în Turcia inflația deja a pornit în jos. Este, de fapt, mai relevant să ne uităm la ce se va întâmpla cu cotațiile internaționale, pentru că ele puternic influențează și prețurile pe piața noastră. Pe graficul din stânga observăm că la principalele produse, cotațiile au trend, ritmul de creștere este în scădere. Și vedem aici la fertilizanți, și la energie, și la producție agricolă. Metalele și mineralele deja de ceva timp se află pe zona negativă. În partea dreaptă vedem iarăși că trendul descendent a ritmului de creștere a produselor alimentare se manifestă și pe piețele internaționale. Deci atât vedem că ultimele două luni suntem deja în zona negativă, ceea ce înseamnă că creșterea prețurilor la produse alimentare pe piețele internaționale s-a temperat și chiar avem și unele ameliorări a prețurilor pe unele segmente. Totodată, dacă să ne uităm la ce ține de cerere externă, iată, vedem, ne confirmă și deviația PIB din zona euro. Vedem că ea se află iarăși, spre sfârșitul anului 22, iarăși a intrat pe palier negativ, ceea ce înseamnă că PIB-ul în zona euro se află sub potențial, respectiv cererea în zona euro fiind sub potențial va fi dezinflaționistă pentru Republica Moldova. Avem aceleași tendințe și în Rusia. Bine, Rusia mai puțin ne influențează, dar noi tradițional urmărim această piață ca un proxy pentru piețele din Est. Înțelegem că este puternic afectată de război, de sancțiuni, dar aceste efecte se răspândesc și asupra tuturor țărilor din regiune, respectiv faptul că are loc război în Ucraina, Rusia este sub sancțiuni, ea are problemele sale economice, asta numai decât că are efecte negative asupra cererii și în zona estică. În baza acestor factori, noi producem prognoza inflației cu următoarele ipoteze externe. Atât ele sunt prezentate în acest tabel. De fapt, aici este important să observăm cum s-a schimbat aceste ipoteze în primul raport a inflației din 2023 față de ultimul raport a inflației din 2022. Și ce este interesant, că de fapt, dacă să vorbim de cerere externă, atunci noi vedem o mică ameliorare a previziunilor pentru anul 2022 în zona euro, iar pentru anul 2023 vedem creștere economică în zona euro rămâne la nivelul zero, deci rămâne sub potențial și arată un nivel destul de modest în anul 2024. Deci asta ne confirmă încă o dată că mai mult, deci mediul este extern este dezinflaționist. El este dezinflaționist inclusiv prin prețurile medii la petrol, deci vedem că el este mai mic în prognoză, runda nouă de prognoză, prețul la gaz natural, deci și la produse alimentare avem, iarăși, indicele este mai negativ decât în prognoza precedentă. Respectiv, toate acești factori au efecte dezinflaționiste. Pe piața noastră, să vedem sursele de finanțare. Vorbim aici iarăși de consumul casnic, care este principala componentă în
consumul din Republica Moldova, cea mai mare pondere are, și cele patru componente de finanțare, remiterile, fondul de salarizare, asigurări sociale și credite noi. Deci vedem că pentru moment toate se află într-o zonă negativă, în termeni reali, însă treptat se vor recupera datorită impulsului fiscal, deci datorită majorărilor de pensii și de salarii, așa cum sunt prevăzute în bugetul pentru anul 2023, vedem că ele revin pe un trend pozitiv și spre sfârșitul anului ar putea să intre în zona pozitivă. Deviația PIB, iată graficul din stânga, de sus, el ne arată că în următoarele 5-6 luni PIB-ul se va afla sub nivelul de echilibru, adică sub potențial. Ceea ce înseamnă că propriu-zis consumul intern nu va stimula, nu va avea efecte inflaționiste. Chiar mai mult în primele 2-3 luni, 2-3 trimestre va avea efect dezinflaționist. Și impulsul fiscal sperăm iarăși totuși să aduc PIB-ul până la urmă la echilibru și poate chiar cu ușor să fie deviația PIB să fie stimulativă. Condițiile monetare, vedem că noi, deci linia roșie arată că noi suntem pe un trend de relaxare și ea vine, e combinație de fapt la doi factori, deviația ratei efective de schimb și deviația ratei reale a dobânzilor. Deci, în special pe rata de schimb, noi încă suntem destul de restrictivi. Asta, cum am mai vorbit, că în termeni reali leul s-a apreciat, deoarece la noi inflația a fost mai mare decât la partenerii noștri. Odată ce va scădea inflația la noi, noi sperăm că să aibă loc o corecție acestui indice. Iată, vorbim aici astăzi despre evoluția consumului populației și confirmă, deci, aceeași tendință că în trimestrul 3 și 4 anul 2023, vom fi deja pe zonă pozitivă. În trimestrul 4-22 și 1-2-23 încă va fi, în termeni reali, deci consumul casnic va fi pe zona negativă. De ceea ce am vorbit, că creșterea surselor de finanțare ar trebui să aducă pe zonă pozitivă și consumul. Și respectiv deja în termeni de creștere economică, același lucru expus, iată, vedem că în trimestrul 3 și trimestrul 4 2023 noi avem toate șansele să revenim pe zona pozitivă a creșterii economice. Asta dacă se realizează, cu condiția că se realizează acel impuls fiscal care este prevăzut în buget și el se realizează fără întârziere, adică finanțările vor fi la timp și totodată noi pe partea noastră, Banca Națională, cu politica monetară, vom implementa acea relaxare a politicii monetare despre pe care o estimăm că trebuie să o implementăm. Și ele ar trebui să producă, iată, efectele pe care vedeți pe acest grafic. Și ajungem la, propriu zis, la prognoza inflației. Deci, cum am mai zis, noi avem toate șansele spre sfârșitul anului să ajungem în coridorul inflației sau cel puțin să ne apropiem foarte mult de el. Inflația observă, a început să trendul său descendent la început de luna octombrie și vedem că merge ferm în jos până la finele anului curent. Așa, nu știu dacă pe slide sunt cifrele aici cu mediile trimestriale, dar ce este important, de partea dreaptă a graficului vedem că toate componentele IPC, deci manifestă acest trend de descreștere. Sigur că inflația de bază, fiind componenta cea mai persistentă, ea oricum manifestă un trend descendent în următoarele 5-6 trimestre, după care ar putea să revină încetșor la un
trend ascendent. Dar asta vom intra la altă fază a ciclului economic. Dacă să comparăm prognozele, iată, linia albastră este prognoza noastră precedentă din trimestrul 4-2022, linia roșie este prognoza actuală, care am făcut acum în ianuarie și o publicăm în februarie. Deci vedem că pe deviația PIB noi avem o deviație mai negativă, deci PIB-ul va fi mai dezinflaționist pentru pentru primele 6 trimestre, hai să zicem așa, după care va fi, dacă se vor produce politicile și vor produce efectele scontate, va fi pe zona pozitivă. Componentele, cele patru componente a inflației, vedem că cea mai mare schimbare o vedem la inflația de bază. Deci noi o vedem mai dezinflaționistă decât în runda precedentă de prognoză. Respectiv și vedem și combustibilii că manifestă același lucru. Dar revenind la inflația de bază, asta se datorează în primul rând faptului că cererea agregată este mai slabă decât noi am anticipat în prognoza precedentă. Și aici, deja propriu zis, prognoza actuală a inflației, observăm că ea, per total, avem o descreștere mai rapidă a inflației față de prognoza precedentă. Și iarăși, cum graficul din dreapta confirmă ceea ce am zis, că cea mai mare descreștere o vedem pe zona inflației de bază. Cum s-au schimbat, iarăși, ca să ilustrăm, de fapt, factorii externi care au influențat cel mai mult, vedem că și în zona euro, dacă noi vedem o deviație, un PIB ceva mai pozitiv în trimestru, acum la moment și următoarele două trimestre, după asta, în termen mediu, PIB-ul în euro, în zona euro, va fi mai dezinflaționist pentru noi. Oh, scuze. Așa. Aici merită să atragem atenție la prețurile la produse petroliere, iată Brent-ul. Vedem că este mai jos decât ceea ce am anticipat noi în prognoza precedentă. Același lucru vedem și cu indicele FAO, este mult sub prognoza care noi am avut-o în runda precedentă de prognoză. Aceste prognoze nu le facem noi, nu le face Banca Națională, acesta este așa numitul consensus forecast, care noi îl luăm din piață, opiniile a mai multe experți, iată, expuse sub formă de evoluții pe viitor acestor indici. Dacă să vorbim pe careva grupe de produse alimentare, iarăși vedem că produsele mondiale la carne și produsele mondiale la cereale iarăși vor avea un trend mai negativ, adică prețurile vor fi mai mici decât am anticipat noi în runda precedentă. Situația este inversă pe ce ține de produsele lactate și produsele de zahărul, dar trebuie să înțelegem că pe IPC-ul nostru cea mai mare o influență o au anume prețurile mondiale la carne și prețurile mondiale la cereale. Prețurile la zahăr au o pondere foarte mică și laptele influențează mai puțin. Cam asta am avut să vă comunic. Deci rămân să, pe final, doar să, încă o dată, să afirm că incertitudinile oricum rămân mari, pentru că războiul din Ucraina încă n-a luat sfârșit. El ne poate aduce surprize. Ne poate aduce surprize pe diferite dimensiuni, cât pe prețurile externe, atât și pe lanțurile de aprovizionare care sunt în
imediată noastră vecinătate, care iarăși pot avea careva efecte asupra pieței noastre. Dar, analizând balanța riscurilor, noi astăzi vedem un mediu puternic dezinflaționist, respectiv, am venit și vom veni cu o serie de politici monetare de relaxare. Totodată, având în vedere incertitudinile mari, noi vom continua să monitorizăm situația și ne vom corecta strategia și acțiunile noastre în dependență de informațiile noi care le vom primi din piață. Și acum sunt gata să răspund la întrebările noastre. Da, vă mulțumim. Acum urmează o rundă de întrebări-răspunsuri în cadrul Clubului Presiei Economice asupra raportului asupra inflației. Prima întrebare, vă rog frumos. Агентство Infomarket. Господин президент, хочу прежде всего уточнить, можете назвать две цифры прогноза инфляции на, по итогам 2023 года и 2024, потому что график немножко мелко было. Așa, n-am nici eu cifrele în față, dar sper să nu greșesc. Colegi, să mă corectați. Deci, pentru anul 23 este 13,7 și pentru anul 24, 5,5, dacă nu greșesc. Astea sunt mediile anuale. Da. Mediile anuale. Asta nu este inflația la sfârșitul anului, este media anuală. За 12 месяцев, да. Да. Как последние события внутри страны, отставка правительства, угрозы безопасности могут повлиять на эти прогнозы? Спасибо. Bine, nu cred că pentru moment noi vedem careva schimbări. Din înțelegerea mea este că va fi instalat un nou guvern, respectiv vom merge mai departe cu implementarea programelor agreate cu partenerii de dezvoltare. Pentru, cum am menționat, este important, din punct de vedere a gestiunii inflației și a ciclului economic, este important ca guvernul să primească finanțările și să implementeze acele programe care sunt prevăzute în bugetul de stat pentru anul curent, fără rețineri. Pentru că eventuale rețineri pot reține și revigorarea economică și atunci am avea o recuperare a creșterii mai tardivă, respectiv și un proces dezinflaționist mai pronunțat. Este important să fie menținut continuitatea și să fie asigurată finanțarea bugetului de stat pentru anul curent. Vă mulțumim. Dacă mai sunt întrebări? Дмитрий Калак, экономическое обозрение «Локус Пресс». Господин президент, вы сказали, что в этом году экономический рост в Молдове может быть выше предыдущего прогноза Национального банка. В то же время, если я не ошибаюсь, Международный валютный фонд и Всемирный банк в январе ухудшили прогноз по, как по мировой экономике, так и по экономике Молдовы. С чем вы связываете эти различные направлении прогнозов, скажем так. И если позволите, второй вопрос. Многие предприниматели говорят, что весной, в начале лета мы можем ожидать череду банкротств или очень тяжелого финансового положения многих предприятий после зимы, особенно предприятий энергоемких. Как это может отразиться на экономическом росте и на увеличении числа плохих кредитов в банках? Спасибо. Deci, iată, la prima parte a întrebării. Încă o dată am revenit la slide-ul cu ipotezele externe. Eu am vorbit despre o ameliorare ușoară a prognozei pentru anul 2022. În runda noastră de prognozare, noi urmărim indicatorii de creștere economice în două zone, în zona euro și în Federația Rusă. Deci, în zona euro, observăm că creșterea economică pentru 2022 este de 3,3%, pe când în runda precedentă era de 3%. În Federația Rusă, minus 3,5%, 22%, în runda precedentă era minus 5,1%. Deci este o ameliorare ușoară pentru anul 2022. Dar anul 2023, indicatorii au rămas, cei ce sunt de creștere economică, în zonele acestea au rămas fără schimbare. Fondul Monetar Internațional recent a publicat o previziune unde ușor a îmbunătățit prognoza pentru anul curent și pentru anul viitor, dar, zicem eu, îmbunătățiri marginale, e oricum
la nivel global, economia este încă mult sub potențial, respectiv pentru noi ea are efect dezinflaționist. Acum, ceea ce a zis dumneavoastră de dificultăți, anume pentru a preveni, iată, scenarii din astea de care ați vorbit dumneavoastră urâte, noi venim cu politică monetară cu relaxarea politicii monetare. Ca agenții economici, persoanele fizice, să aibă un acces la creditare, creditele să fie mai simple și agenții economici să poată să-și rezolvă probleme și să relanseze activitatea economică, să-și finanțeze capital circulant, eventual să revină la finanțarea proiectelor de investiții. Da, vă mulțumim. Următoarea întrebare, vă rog. Ion Chișlea, monstret.com. Domnule președinte, am vrut să dau câteva întrebări. În primul rând, referitoare la transferul efectelor politicii fiscale, sau să spunem așa, în cât timp relaxarea politicii fiscale se va răsfrânge asupra creditelor? Asta e prima întrebare. A doua se referă la impulsul fiscal despre care noastră vorbiți și ați vorbit de mai multe ori, ați vorbit. În ce constă acest impuls fiscal, ținând cont de faptul că indexarea, zicem, a pensiilor va fi mai mică decât rata inflației, plus majorările de salarii la fel vor fi, ele sunt preconizate, însă vor fi mult mai mici, deci în termen real ce fel de impuls fiscal vom avea. Și nici pe planul de stimulare a economiei nu vedem prea mari alocări în buget. Și dacă se poate mai am o întrebare care nu ține de subiectul de azi, vreau să vă întreb despre regiunea transnistriană, deci există mai multe discuții în spațiu public despre cum ar putea să ajungă, zicem, transferurile din Federația Rusă în Transnistria, pe lângă supravegherea Băncii Naționale a Moldovei, în special pentru finanțarea sau pentru salariile pentru Armata 14. Vă mulțumesc! Multe întrebări. Într-adevăr, am servit la prima. Deci, cum se transmite decizia noastră de politică monetară în rate pe piață. Ea, într-adevăr, nu este, coeficientul de transmisie nu este 1 la 1 și ea se transmite cu întârziere în timp. De ce noi, când am văzut, imediat ce am văzut că sunt condiții de relaxare, încă la decizia precedentă din decembrie 22, noi am luat decizii, prima decizie de relaxare. Cu toate că la mulți au apărut întrebări, nu este prematur, deci s-au alertat mai mulți experți, ne întrebau, dar nu prematur ați început Banca Națională să relaxați. Anume fiind, cum zice, forward looking, anume înțelegând că noi venim la o fază nouă ciclu economic și că să asigurăm că atunci când economia va avea nevoie cel mai tare de credite ieftine, ele să fie pe piață, noi am început relaxarea încă din luna decembrie. Și da, eu sper că, având în vedere și volumul de lichidități pe care le-am pus și reducerea ratelor, ultima reducere a fost cu 3%, am pus pas destul de mare, eu sper că ratele mai mici să ajungă în piață cât se poate de repede. Deja am văzut că pe lanțul de transmisie, cum am mai zis eu, Ministerul Finanțelor este prima verigă, lanțul de transmisie a politicii monetare. Noi am văzut că ratele la valori imobiliare de stat foarte rapid au început să scadă și deja au ajuns mult, chiar și sub rata care noi astăzi am stabilit-o ca rată de bază. De ce? Eu sunt optimist că ratele se vor propaga destul de eficient în piață. A doua întrebare a fost referitor la impulsul fiscal. Într-adevăr, deci în termeni reali, deci creșterile nu sunt pozitive, în termeni nominali, ele oricum sunt semnificative. Ele au un efect stimulativ. Și iată, pe graficul acesta, vedeți cum vor evolua după prognoza noastră, după estimările noastre, iată, sursele de finanțare a consumului casnic, reieșind din acele decizii care s-au luat și resursele care au fost alocate în bugetul de stat. Deci reieșind din capacitatea statului de a finanța aceste cheltuieli, iată, noi oricum
vedem o ameliorare, ceea ce în combinație cu politica monetară mai relaxată ne va da efectul scontat în următoarele 3 trimestri, 4. Și ultima întrebare cu Transnistria, deci haideți așa, până la război, până la impunerea sancțiunilor, așa numitele bănci din Transnistria, care din punct de vedere legii noastre nici nu sunt bănci, deci dețineau careva conturi corespondente în dolari la unele bănci din Federația Rusă. Odată cu impunerea sancțiunilor față de Federația Rusă și față de majoritatea băncilor, deci accesul la aceste conturi s-a diminuat semnificativ. Respectiv, înțeleg că pe partea transnistreană, deci accesul la transferuri internaționale s-a îngreunat foarte mult. Probabil că asta e ceea ce vă pot eu comunica până acum. Ei mai pot opera cu lei moldovenești, așa cum operau și până acum, pentru energie electrică, primesc plăți în lei moldovenești, care le pot folosi pentru a procura careva bunuri de pe partea dreaptă a Nistrului sau eventual de a face importuri. Cam asta e ceea ce pot să vă comunic eu la moment. Vă mulțumim. O întrebare din partea Bani Mede. Ce se întâmplă cu leul moldovenesc? Se apreciază continuu în ultima săptămână și întrebare, de fapt, care sunt cauzele? Cauzele sunt fundamentale. Deci noi, dacă observă cineva intervențiile băncii naționale, noi în fiecare zi, practic, facem intervenții de procurare de exces de valută. Noi avem exces de valută pe piața noastră. Piața noastră valutară are o adâncime mică și este destul de îngustă. Respectiv, sumele mai mari de ofertă de valută nu pot fi cu ușurință absorbite de piață și ca să nu fie volatilitate excesivă, noi suntem nevoiți să intervenim și să cumpărăm această valută în rezervele băncii naționale. Asta e una din explicații de ce la noi rezervele iarăși au ajuns la un nivel record. De ce avem așa o situație? Deci sunt câțiva factori. Unul este că unele plăți pentru energie au fost finanțate de partenerii externi, respectiv ele au fost amânate și nu se efectuează cum se fie octau anul precedent, în perioada de încălzire, în perioada de anului, dar se vor face vara. Respectiv, de aici s-a redus puțin cererea pentru valută și totodată, deoarece avem recesiune, cererea de valută din partea importatorilor tot a scăzut. Astea fiind combinate, ne dă un exces de valută pe piață care pune presiuni de apreciere. Noi, iarăși revenim la ceea ce facem noi cu politica monetară, noi vrem să stimulăm cererea internă, care urmează să echilibreze inclusiv și cererea de valută, urmare a revigurării importurilor. Asta e răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumim. Următoarea întrebare. Mai am o întrebare referitoare la cursul valutar. Dumneavoastră a spus că este posibil în viitor oricare, spune așa, liberalizarea cursului. Când ar putea să întâmple lucrul ăsta? Nu, eu m-am referit la cursul real efectiv, ceea ce nu este cursul nominal, care noi îl vedem pe panouri. Cursul real efectiv, el se calculează ca diferență dintre inflații. Deci ca să, pornind la cursul nominal, plus diferența de inflație între economia noastră și economia partenerilor, ne arată unde suntem noi în termeni reali, ca ne-am apreciat sau ne-am depreciat. Deci noi ne-am apreciat puternic în termeni reali. Asta nu înseamnă că noi în termeni nominali numai decât trebuie să ne apreciem ca să corecteze. Deci o eventuală reducere a inflației, deci dacă la noi scade inflația mai repede, de exemplu, decât la partenerii noștri de comerț, asta ar aduce la o corectare a acestui indice. Deci nu numai decât să asistăm la o depreciere nominală.
Și, cum am zis, pentru moment, noi nu avem premize pentru depreciere. Noi avem, din contra, presiuni de apreciere asupra leului. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, Banca Națională vă urește o zi reușită în continuare. Thank you.